Ei sunt printre noi, ne cunosc de mii de ani și cenușiile eminențe ne controlează viața, ne scriu istoria. Această secretă istorie. Imposibilul care devine posibil, alături de Doru George Pascal, numai în emisiunea Tunelul Timpului. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Tunelul Timpului. Iată pe scurt sumarul ediției de astăzi. Pentru început, rubrica O lume nebună, Statele Unite ale Europei. În continuare, rubrica Adevărul din spatele istoriei, Arta de a minți. Iar la închiderea ediției, rubrica Oamenii din umbră, Arhitecții viitorului, rețelele de socializare. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica O lume nebună, Statele Unite ale Europei. Haosul diplomației, lumea în criză, supremația civilizațiilor. Ce se ascunde în spatele crizei planetare? Lupta pentru dominație și resurse. Este islamismul pus la zid? Puterea rasei galbene. Noua ordine mondială și alte evenimente controversate din haosul mondial, doar în emisiunea Tunelul Timpului. Actul de întemeiere al Uniunii Europene s-a bazat pe o fraudă grosolană, fiind considerat una dintre cele mai mari operațiuni de manipulare colectivă din istoria omenirii. Cunoscut și ca Tratatul de la Roma, el a fost de fapt un document cu pagini goale, parafat cu mare pompă de liderii celor șase state, care au interpretat în acest mod o punere în scenă menită a fura momentul. Dezvăluirile ulterioare privind această ceremonie desfășurată la 25 martie 1957 au plecat de la relatările unuia dintre protagoniști, Pierre Pescatore, membru al delegației luxemburgheze, care a luat parte la etapele lansării Comunității Economice Europene. El a destăinuit ziarului Sunday Telegraph că documentul iscălit de reprezentanții Germaniei, Franței, Italiei, Belgiei, Olandei și Luxemburgului nu conținea decât titlul, tradus în patru limbi, și pagina finală cu semnăturile. În rest, coperțile ascundeau un vraf voluminos de pagini albe menit să sugereze consistența și seriozitatea tratatului. Pescatore a explicat inexistența clauzelor prin faptul că ceremonia de semnare a fost grăbită de teama că generalul Charles de Gaulle urma să fie ales în fruntea Franței, fiind cunoscută rezerva acestuia față de caracterul supranațional pe care îl căpăta instituția europeană. Încă din 1954, goliștii au respins în adunarea națională franceză proiectul unei comunități europene a apărării. Peste aproape un an, în 1958, deși prin fraudă, Tratatul de la Roma intra în vigoare și apăreau instituțiile Comunității Europene. Consiliul European, Comisia și Adunarea Parlamentară Europeană. Un geograf german, Friedrich Ratzel, este totodată și părintele fondator al geopoliticii, ale cărei baze le-a pus prin lucrările Antropogeografia, apărută în 1888, și Geografia politică, apărută în 1897. Încă de atunci, școala germană de gândire vedea cum se poate domina lumea, în timp ce românii, abia cucerindu-și independența de sub turci, învățau empiric și din mers noi modele de suzeranitate, favorizând mereu o conducere străină în locul alteia,
în locul unei suveranități veritabile. Nici nu au fost lăsați să fie independenți, fiind fie ocupați brutal teritorial, fie înglobați ca provincie în imperii subtile, bazate pe știința geopolitică a manipulării. Visul lui Friedrich Ratzel avea două variante. Middle Europa, Europa centrală, sub forma unui singur stat german, sau o uniune politică centrală europeană, constituită în jurul nucleului german. În prezent, prin intermediul Uniunii Europene, Germania a redevenit liderul regional și continental, un adevărat pivot al mitului Europei, așa cum o visa și teoretiza Ratzel la sfârșitul secolului XIX. Pentru Ratzel, granița de est a mitului Europei trebuia să se afle pe crestele munților Carpați. Mult mai recent și celebrul director al Institutului de Studii Strategice de la Harvard, Samuel Huntington, afirma același lucru. Granița Europei Centrale trebuie trasată pe linia Carpaților. Iar interesul major al Germaniei după 1990 a fost cel de penetrare și control a întregii regiuni central și est europene. Nu este o noutate pentru nimeni că după dărâmarea zidului Berlinului, eveniment care a marcat căderea cortinei de fier și prăbușirea lagărului sovietic, spațiul de influență a fostei URSS în est este ocupat cu vigoare de către Germania, scria domnul George Roncea încă din 1998 în studiul România și interesele Germaniei în ziarul Ziua. Un cunoscut autor american, Harold Lee Lindsay, publica în 1994 o lucrare de anticipație a posibilelor configurații geopolitice ale lumii la finele mileniului 2. Într-unul din capitole este citat un document care privește și România. Este vorba de înțelegerea confidențială încheiată în septembrie 1990 la Geneva, prin care se consfințea redistribuirea zonelor de influență dintre Germania și Uniunea Sovietică, Rusia. Astfel, în vara anului 1989, Republica Federală Germană finalizase în mare înțelegerile cu Uniunea Sovietică și cu Statele Unite, privitoare la unificarea țării. Franța și Marea Britanie au încercat să se opună acestui proiect. În cadrul întâlnirii dintre președintele Franței, François Mitterrand, și cel al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, de la Kiev, din 6 decembrie 1989, a cărei stenogramă a fost dată publicității, Mitterrand a arătat pericolul refacerii puterii Germaniei și a exercitării unui control al ei asupra întregului centru al Europei. El l-a rugat pe Gorbaciov să nu sprijine proiectul german de reunificare, promițând în schimb accesul Moscovei la fonduri mari prin Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Franța și Marea Britanie invocau și necesitatea menținerii Germaniei divizată pentru a nu-i crea probleme lui Gorbaciov, sprijinitorul politicii Occidentului, în fața acuzațiilor ce îi le aduceau grupările politico-militare și de informații conservatoare moscovite. Fundația politică germană Adenauer acționa și ea, prin organizații evreiești. Niciun lider din Republica Democrată Germană, cea creată sub ocupație sovietică, nu se împăcau cu ideea dispariției germaniilor comuniste, mai ales șefii Partidului Comunist în frunte cu Erich Honecker și unii lideri ai Stasi, serviciul secret al Republicii Democrate Germane, precum generalii Erich Milke și Markus Wolf. Așa că era necesară o acțiune populară de anvergură care să-i constrângă pe comuniștii radicali să accepte mersul evenimentelor spre reunificarea țării. De aceea, guvernul vest-german a conceput un plan de trecere în masă a unor cetățeni din Germania de Est în cea de Vest. Pe
pentru aceasta, cancelarul Helmut Kohl s-a deplasat la Budapesta în perioada 23-25 august 1989 și a încheiat acordul Bonn-Budapesta, privitor la angajamentele de sprijin al Ungariei pentru reunificarea Germaniei și al guvernului de la Bonn pentru reunificarea Ungariei cu Transilvania. Anterior se purtaseră discuții intense încheiate în jurul lui 19 august 89. Prin acordul încheiat, Ungaria se angaja să primească în vizită cât mai mulți turiști est-germani, fie pe calea aerului, fie deschizându-și granița cu Austria, ca aceștia apoi, ce veneau cu zecile de mii, să treacă pe diverse căi în Germania de vest, ca refugiați politic. În schimb, Germania s-a angajat să sprijine Ungaria în eforturile ei de a recupera Transilvania. Încurajarea germană și siguranța guvernului maghiar, legat de interesul Uniunii Sovietice pentru destabilizarea României, a determinat Budapesta să se implice din plin în acțiunile din România din decembrie 1989, alături de serviciile secrete ale altor state. Legalitatea în România, servicii secrete, afaceri ascunse, femei fatale în spatele liderilor, culisele grevei legale, oamenii din umbră, căderea unui președinte, misterioasa înhumare a dictatorului și multe alte mistere elucidate în rubrica Adevărul din spatele istoriei, numai în emisiunea Tunelul Timpului. Rubrica Adevărul din spatele istoriei. Arta de a minți. Încă din copilărie, Carol al II-lea a dat semne de anormalitate. Într-o după-amiază, plimbându-se prin pădurea castelului Peleș, împreună cu profesorul Severeanu, Carol cel înțelept calcă pe sfoara unui zmeu înălțat de nepotul său, viitorul Carol al II-lea. În acel moment se aude o rafală de înjurături în care erau pomeniți toți sfinții din calendar. Atunci, regele Carol I i-a spus profesorului Severeanu: "Nu știu ce să mă fac cu acest nepot, care învață defectele poporului român și nu calitățile și virtuțile lui." La vârsta de 14 ani, tânărul Carol a sustras o blanchetă, formular pentru poliție, a palatului regal, a imitat semnătura regelui Carol I și s-a dus cu ea la un mare bijutier, cerându-i în schimb o piesă rară expusă în vitrină. Bineînțeles că bijutierul l-a dat în urmărirea a doi lucrători și a reușit să-și recupereze bijuteria. În memoriile sale, principesa Ileana, fiica cea mică a regelui Ferdinand și a reginei Maria, menționează că în familia lor, Carol al II-lea, primul monarh născut în România și botezat în stil ortodox de mitropolitul Ghenadie Petrescu, era socotit un mincinos. Dacă unei femei minciuna îi sporește misterul, făcând-o prin asta mai tentantă, pe bărbat îl descalifică. În tinerețe, Carol al II-lea se ținea numai de chefuri cu femei, în timpul cărora critica guvernul, clasa conducătoare și împreună cu companionii punea la cale instalarea unei dictaturi. Evident, toate aceste informații ajungeau la Ionel Brătianu. În 1922, în Italia, triumfa mișcarea fascistă a lui Mussolini. Carol se entuziasmează și preconizează introducerea fascismului în România sub conducerea lui. Fascismul lui Mussolini nu avea caracter rasial. Era numai dictatură de stat, iar construirea doctrinei se făcea după necesitățile statului autoritar, spre deosebire de acela al lui Hitler. Iritat de comportamentul principelui Carol, Ionel Brătianu, aflat în căutarea unei soluții,
îl trimite într-un voiaj în jurul lumii, însoțit de doi colonei, Constantin Găbănescu și Nicolae Condiescu. Aceștia aveau sarcina de a-l supraveghea, consilia și, în final, de a întocmi un raport în care să arate dacă este sau nu apt pentru domnie. Un amănunt important. La această misiune participa și un polițist, Mihail Morozov. Așa se explică prietenia de mai târziu dintre Carol și Morozov. Colonelul Găvănescu a întocmit un raport negativ și la moartea regelui Ferdinand, Brătianu l-a înaintat la gradul de general și l-a numit comandantul Corpului 2 de Armată București, cu sarcina de a împiedica venirea pe tron a lui Carol. Colonelul Condiescu a întocmit însă un raport favorabil, în urma căruia a devenit confidentul lui Carol în cei 10 ani de domnie. Două sunt motivele care au dus la eliminarea lui Carol. Unul de natură socială, celălalt de natură particulară. Lipsit de aptitudini pentru călărie, Carol era o excepție în familia Hohenzoller de Sigmaringen, unde toți erau cavaleriști născuți. De aceea a trebuit să fie trecut la vânător de munte. Devenit apoi inspectorul aviației din România, este trimis la Londra să semneze un contract pentru achiziționarea unor avioane englezești. Pe lângă faptul că aparatele erau foarte bune, exista și interesul național de a avea protecția Marii Britanii. În drum spre Londra, este abordat de un reprezentant al firmei Fokker din Olanda și, contra unei sume de bani, semnează în numele României comanda la aceste uzine. Avioanele nu erau însă de calitate. Prima victimă va fi pilotul Sănătescu, în 1924. În București există o stradă care poartă numele. Ionel Brătianu avea dovada că principele primise o sumă de bani pentru a semna contractul. Era vorba de așa numitul dosar Fokker, pe care îl ținea alături de dosarul Günther, în casa de fier, de la reședința familiei. Când principele Carol a împlinit 16 ani și a terminat liceul, regele Carol I a hotărât ca examenul de bacalaureat să fie public, să se desfășoare la Palatul Regal, în prezența întregului guvern, a șefilor instituțiilor statului și tuturor partidelor politice. Carol al II-lea a răspuns excepțional la toate întrebările. După terminarea examenului, regele Carol I a cerut comisiei permisiunea să pună o întrebare suplimentară candidatului. Când veți ajunge rege al României, ce voievod, ce domnitor din istoria ei veți lua ca model? Îl voi lua ca model pe Vlad Țepeș, a răspuns prințul. În acel moment, întreaga asistență a fost răbătută de un fior. Un hohot de admirație a spart tăcerea. Era Nicolae Iorga. Iată încă o întâmplare care dezvăluie faptul că principele Carol nu avea calitățile necesare unui monarh. Când avea 28 de ani, îl pândește într-o zi la palat pe principele Barbu Stirbei, cel mai superb și distins bărbat din prima jumătate a secolului 20, consilierul regelui Ferdinand și al reginei Maria, și încearcă să-l pălmuiască. La eliminarea lui Carol de la succesiunea tronului au contribuit cele două acte comise de el în timpul războiului. În august 1918 a dezertat de pe front și s-a căsătorit cu Zizi Lambrino, o aristocrată bogată, iar în 1919, pe timpul campaniei de la Budapesta, nu și-a însoțit regimentul de vânători de munte, rămânând la Mănăstireni, în județul Vlașca, de unde a fost ridicat cu forța de către ministrul de interne Artur Văitoianu și a dus la palat. Muștrului zdravăn de regele Ferdinand și de regina Maria, coboară în curte și se automutilează, trăgându-și un glonte în gamba stângă, ca un soldat de rând.
Actul oficial de înlăturare de la succesiune a fost emis la 4 ianuarie 1926 și Carol, împreună cu Elena Lupescu, pleacă la Paris, instalându-se într-o casă din Neuilly. S-a dovedit că Ionel Brătianu avusese dreptate. Carol nu era capabil să domnească. Nu toate partidele au fost însă de acord cu această constatare. Național-țărăniștii îl susțineau, iar Partidul Poporului al lui Averescu oscila. Singur, Partidul Național Liberal al marilor brătieni a fost ferm, susținând că principele nu trebuie să domnească. Lumea viitorului, o lume nouă. Robotica, cibernetica, inteligența artificială, prelungirea vieții, interacțiunea creier-creier, realitatea virtuală, ingineria genetică, teleportarea, interfețele om-mașină. Toate în rubrica Arhitecții viitorului, doar în emisiunea Tunelul timpului. Rubrica Oamenii din umbră, arhitecții viitorului, rețelele de socializare. Aproape simultan, aceste perspective sub forma opiniilor populare sunt reluate prin rețelele de socializare online, propagând într-o măsură tot mai mare dezinformările. Informările greșite și realitățile distorsionate, care se răspândesc după aceea ai doma unor incendii scăpate de sub control prin Twitter, Facebook, MySpace, Pinterest, Flickr, Dig, Technocrati, Messenger, Ning, LinkedIn și nenumărate altele. Să ne gândim la puterea internetului. Într-o singură zi, pe internet se vehiculează atâtea informații cât ar umple 168 de milioane de DVD-uri. Sunt expediate 294 de miliarde de mesaje e-mail, sunt postate 2 milioane de intrări pe bloguri, care ar umple revista Time vreme de 770 de milioane de ani, 172 de milioane de oameni vizitează Facebook, 40 de milioane vizitează Twitter, 22 de milioane vizitează LinkedIn, 20 de milioane vizitează Google, 17 milioane vizitează Pinterest, 4,7 miliarde de minute sunt petrecute pe Facebook, 250 de milioane de fotografii sunt încărcate, 22 de milioane de ore de televiziune și filme sunt vizionate pe Netflix, 864.000 de ore de video sunt încărcate pe YouTube, peste 35 de milioane de aplicații sunt descărcate și numărul iPhone-urilor vândute este mai mare decât al oamenilor care se nasc. Totul numai într-un interval de 24 de ore. Vreți să știți cum puteți convinge lumea să creadă orice? Prin controlul mass media. Difuzați ceva la televiziune sau pe internet și devine realitate. Transmiteți orice prin rețelele de socializare online și informația respectivă devine de asemenea realitate, prin puterea repetiției. Iar oamenii încep să încerce să schimbe lumea, astfel încât să semene cu imaginile transmise de televiziune și cu bârfele de pe rețelele de socializare online. Ajunge să privim statisticile. 42% dintre americani se uită la televizor pe laptopuri, smartphone-uri sau tablete. 31% dintre cei peste 50 de ani, 27% dintre cei între 25 și 35 de ani și 12% dintre cei până la 18 ani comentează despre TV pe rețelele de socializare online.
77% dintre utilizatorii rețelelor de socializare online folosesc Twitter pentru a-și anunța prietenii ce vizionează. Utilizatorii petrec lunar online echivalentul la 4 milioane de ani. Toate acestea nu sunt cifre seci, ci reprezintă oameni, iar oamenii înseamnă acces la volume incredibile de informații despre viețile lor, despre preferințe, gusturi, antipatii, prejudecăți și tendințe. Acestea sunt catalogate, analizate, ajustate la nevoile elitei și prezentate în formate gata fabricate pentru consum, în moduri ce proiectează punctul de vedere al elitei. Acesta este felul prin care ne spală pe creier în fiecare minut al fiecarei zile, prin controlul ubicu al tuturor canalelor mass media disponibile. Acesta este adevărul înțeles al audienței de masă. Conceptul de bază a fost același cu cel discutat de Sigmund Freud în Psihologia maselor, și anume, individul care participă la fenomenul de masă este susceptibil la sugestii, la pierderea conștiinței morale și devine astfel copleșit de experiența de masă. Un individ poate fi determinat să-și transforme identitatea grupului, în cadrul căruia este supus unor forme de sugestie intense. Dacă simțul interior al identității sale reale este distrus, el poate fi manipulat ca un copil. Și așa cum Bertrand Russell a scris în cartea sa din 1951, Impactul științei asupra societății, psihologii sociali ai viitorului vor avea mai multe clase de elevi asupra cărora vor testa diferite metode de a le inocula convingerea de nezdruncinat că zăpada este neagră. În prezent, deoarece aproape 70% din populația adultă a lumii utilizează rețele de socializare online, un astfel de viitor a devenit mai accesibil ca oricând. Din acești 70%, 4 din 5 oameni folosesc smartphone-uri pentru a se conecta la rețelele de socializare online. În anul 2015, numărul smartphone-urilor utilizate a ajuns la 1 miliard. Miliardul acesta a fost dominat de Apple, Google și Microsoft, care se va bucura în continuare de 90% din cota de piață cu platformele lor. Acestea sunt companii conduse de Clubul Bilderberg. 1 miliard de smartphone-uri conectate la lumea fericită până la adânci bătrâneți. Dar această experiență eliberatoare are un preț, iar acesta se numește supraveghere. Da, suntem urmăriți, ascultați, catalogați și ni se stabilește un profil non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi minunată și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și multă sănătate!